Propulsion Laboratory al NASA testează un robot asemenea unui șarpe, care a fost conceput pentru a escalada într-o bună zi peisajul înghețat al lui Enceladus, unul dintre sateliții lui Saturn, și pentru a studia oceanul de sub suprafața sa în căutare de semne de viață. Înainte să ajungă pe satelitul lui Saturn, echipa de la JPL speră să opereze robotul Exobiology Extant Life Surveyor, EELS, în alte regiuni accidentate de pe Pământ, Lună și nu numai. EEL în engleză înseamnă anghilă, un pește asemănător cu forma șarpelui. Obiectivul echipei este de a crea robotul bun la toate printr-o strategie unică. Într-o filmare recentă, robotul poate fi văzut cum șerpuiește pe o varietate de suprafețe, inclusiv o plajă, un versant înzăpezit și un patinoar. Robotul a fost testat chiar și la Mars Yard, un peisaj marțian simulat. Robotul de aproximativ 4 metri se deplasează prin rotația celor 10 segmente identice. Aceste segmente individuale pot acționa asemenea unor propulsoare, astfel că permit robotului să exploreze chiar și mediul subacvatic. Asta contează, având în vedere că JPL speră ca robotul să exploreze în cele din urmă habitatele oceanice de sub suprafața lui Enceladus. Pentru a ajunge la acest ocean, robotul va trebui să se șerpuiască printre geizerele înghețate care erup pe suprafața satelitului, înainte să se scufunde la mari adâncimi. De asemenea, robotul face toate acestea de unul singur. Cercetătorii speră să trimită robotul într-o crevasă din munții stâncoși din Canada la sfârșitul acestui an, test care va fi un analog pentru fantele de pe Enceladus. Este o provocare de inginerie imensă, având în vedere mai ales cât de puține știm despre mediul lunilor înghețate. Atunci când te duci în locuri în care nu știi ce vei găsi, vrei să trimiți un robot versatil, pregătit pentru incertitudine, care poate lua decizii de unul singur, au spus cercetătorii.